cu permisiunea dumneavoastră scot masca. Bună ziua tuturor! Ultimele două săptămâni au abundat în informații vizând dosarul Mental Feroz. Polemicile s-au activizat după ce Procuratura Generală a întreprins o serie de acțiuni procesuale în acest sens. Declar din start că, în pofida tuturor insinuărilor, acțiunile Procuraturii nu au legătură nici cu situația de pe piața metalelor, nici cu procesul de privatizare a companiei Metal Feroz. Acțiunile Procuraturii Generale nu au fost spontane, ele fiind rezultatul unei munci titanice depuse de procuror în discursul ultimilor 5 luni. Faptul că acest sector a business-ului a fost monopolizat era bine cunoscut de multe lume, care știa că o mare parte a surselor financiare care circulau în afacere erau însușite prin diferite scheme. Din păcate, anterior, în afară de vorbe goale, instituțiile statului, inclusiv procuratura, n-au întreprins nimic. Nici o acțiune în această direcție. Dosarul inițiat un an de Procuratura Anticorupție era unul formal, care s-a limitat la investigarea superficială a unor aspecte neimportante. Potrivit unui studiu realizat de Procuratura Generală, anterior, Procuratura Anticorupție nedocumentând aspectul de bază al infracțiunii, și anume cel economic, în lipsă unei analize a conturilor bancare de pe care au fost scoși bani în numerar, au reținut mai multe persoane. Unele au fost ulterior eliberate, iar altele plasate în arest. În schimb, acest imens volum de lucru a fost realizat de Procuratura Generală pe durata carantinei. Peste 100 de conturi bancare au fost analizate de procurori, rezultatul evidențiind aspectul conturat al infracțiunii. În baza celor stabilite, a fost făcută demersul de arestare a celor implicați în fraudarea întreprinderii de stat Metal Feroz, unii din ei fiind anterior reținuți. Investigațiile au relevat că pe parcursul mai multor ani, piața metalului feroz a fost monopolizată, întreprinderii statul Metal Feroz având conexiuni în activitatea doar cu anumite companii cu care au fost încheiate contracte de livrare a metalelor. Pe conturile acestor firme a fost transferat în mediu până la 280 de dolari per tonă. Sumele ulterior erau lichifiate în baza unor acte de achiziție a metalului de la persoana fizică prepoderent de stânga Nistrului. În realitate, însă, metalele erau procurate de la colectori din Republica Moldova la un preț de circa 150 de dolari pentru o tonă, diferența fiind sustrasă de către indinuiți. În urma realizării acestei scheme, statul ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1,2 miliarde de lei. Concomitent, ancheta mai stabilit că în lipsă unei justificări economice, în intervalul anilor 2012-2019, cetățeanul Plahotniuc ar fi organizat prin intermediul companiei nerezidente, al cărui beneficiar efectiv era chiar el, exportul de metale feroase și neferoase către colectatori specializați din Turcia, Austria, Olanda și Germania. În baza unor contracte fictive, semnate între Metal Feroz și reprezentanții firmelor nerezidente, dirijate și controlate de Plahotniuc, metalele erau achiziționate la un preț redus, iar mai apoi revândute beneficiarul final la un preț majorat cu 27%. Spre exemplu, doar în perioada anilor 2015-2017, una dintre companii nerezidente, controlată lui Plahotniuc, ar fi primit în cont de la companii din alte state circa 35 milioane de dolari americani, din ce care doar aproximativ 27 milioane de dolari au fost transferate în contul Metal Feroz, diferența de bani fiind virată pe conturile firmelor controlate de pe Plahotniuc prin intermediul persoanelor interpus. Acum două săptămâni, în rezultatul acțiunilor de urmărire penale și măsurilor speciale de investigație, a fost reținut 16.000 de organizații criminale. Cel mai interesant este că toți cei 16 figuranți fusese preîntâmpinați despre ce
ce urma să se întâmplă ca urmare a activizării acțiunilor procesuale în privința lor, inclusiv prin scurgerile în presa datelor cu privire la percheziții ce urmau fi efectuate, înainte ca instanța de judecată să autorizeze aceste acțiuni. Mai mult, examinarea demersului procurorilor la efectuarea perchezițiilor a fost tereganată de magistrați timp de 3 zile. Instanțele de fond și cea de apel nu au ținut cont nici de gravitatea infracțiunilor incriminate, nici de rezonanța socială a cazului, nici de circunstanțele care ar putea determina persoanele să împiedice urmărirea penală și posibilitatea schivării lor de răspundere penală. La fel, nu s-a ținut cont nici de faptul că anterior o parte din figuranți, deși au fost arestați și au continuat activitatea criminală. Ca urmare, magistrații au respins demersul procurorului de arestare preventivă a învinuiților, soluția judecătorilor fiind în contradicție cu propria lor poziție anterioare. Acum toți figuranți învinuiți de exclucărie și spălare de bani, săvârșită în proporții deosebit de mari și în interesul unei organizații criminale sunt cercetați în libertate. Din surse operative știm despre tentativele insistente ale figuranților de a influența ancheta procurorilor. Știm că au fost și promisiuni de a fi soluționate probleme acestora cu justiția. Vă asigur că aceste promisiuni nu au nici un substrat. Ele sunt false. Nu există soluții legale în altă parte. Doar colaborarea strânsă cu ancheta și contribuția la stabilirea adevărului obiectiv vor fi luate în calcul la adoptarea unor decizii determinante pe dosar. Stimate audienți, am remarcat un lucru important. Repetarea blocajelor din partea magistraților de fiecare dată și în fiecare caz în care sunt atinse interesele cetățeanului Vladimir Plahotniuc. Procurorii nu cred în coincidență. Am semnalat și anterior despre obstacole și blocajele în calea procurorilor la arestarea în lipsa lui Plahotniuc, la arestarea proprietăților acestuia, la autorizarea perchezițiilor fostului sediu al Partidului Democrat sau arestarea persoanelor implicate în frauda bancară. Pot anticipa deja motivația judecătorilor, precum că probatoriu prezentat de procurori este slab. Este un pretext steril pentru a conferi plauzibilitatea soluțiilor pe care le emit instanțele. Doar că acest pretext nu ține. Eu vă asigur că toată documentația prezentată de procurori abundă în probe și argumente, la fel și calitatea actelor presupusele este în regulă. Un lucru este straniu. Până la iunie 2019 am remarcat dezinteresul absolut al judecătorilor față de sutele de persoane care, deși nu avea nicio tangență cu lumea criminală, au fost ilegal arestate, urmărite și trase la răspundere penală. Să credem oare în probatoriu solid al procurorilor de atunci? Se pare problema este altă. Unii reprezentanți ai sistemului judecătoresc nu se isprăvesc cu principiul independenței, conferind prin lege și continuă să deservească interesele corporației lui Plahotniuc. Mai exact, îmi amintesc pe acest principiu al independenței doar atunci când le revine pe rol vreun caz ce deranjează coordonatorul. Vreau să fiu clar. Ultimul lucru pe care mi-l doresc este o confruntare cu sistemul judecătoresc. În niciun caz nu atentez la independența judecătorilor, dar în situația creată îmi rezerv dreptul să intervin cu inițiativa unor schimbări cardinale în sistemul judecătoresc. Nu vreau ca acest lucru să fie perceput ca un șantaj, dar într-o societate democratică, justiția trebuie să slujească legii și societății și nu curatorilor de umbră, grupurilor de interes. Sper foarte mult să fie auzit și înțeles corect. Investigarea furtului miliardului, la fel ca și alte dosare de rezonanță, nu ar trebui să fie doar prioritatea procuraturii, ci a tuturor celor care contribuie la efectuarea justiției. Doar prin eforturi și acțiuni comune și susținute, bazate pe lege și bună credință, vom reuși să readucem credibilitatea justiției.
O altă cale nu există. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă rog întrebări pe acest subiect. Încă o dată vă rog, n-am auzit. Noi totuși sperăm mult că găsim o posibilitate a conlucra, a coopera cu instanțe judecate. Despre măsurile concrete, cred că este prematur să vorbim. Da, ați spus că instituțiile de revenează în care sunt principalele instituții care nu-și fac... I-am spus că a fost tărăgânată examinarea demersurilor procurorilor referitor la sancționarea perchizițiilor și alte măsuri operative și anchete. Alte întrebări? Atunci vă mulțumesc mult. Noi acum vorbim despre subiectul care am discutat. Noi venim cu informații respective. Vă mulțumesc mult. Zi bună în continuare.